Consilierii locali ai primăriei municipiului Călăraș și consilierii județeni au aprobat ieri, 12 aprilie, în cadrul unor ședințe extraordinare, bugetele pentru anul în curs. La Consiliul Județean ședința s-a organizat online, iar la primăria municipiului Călăraș consilierii locali au participat la ședință votând în unanimitate proiectul de buget. Bugetul municipiului Călăraș propus astăzi prin aprobare, fără excedent, 142.141 lei, din care pe secțiunea de funcționare 138.172 lei, din care avem salarii total buget, salarii 64.836 lei, reprezentând 46.33% din total buget. Bunuri și servicii 64.836 lei. Nu știu la ce citești, ca să... De la început, da. Funcționare, da. 138.872 lei, din care pe salarii avem 64.836 lei, reprezentând 46.33% din total buget. Jumătate. Da. Bunuri și servicii, 42.744 lei, reprezentând 30.19%. Asistență socială, 14.148 lei, reprezentând 10.11%. Tineret, sport, religie, acțiuni culturale, 1.472 lei, reprezentând 0.69%. Subvenții transport public local, 1.800 lei, reprezentând 0.29%. Investiții, inclusiv proiecte, 6.408 lei, 4,57%. La care adăugăm, scuzați, cele 2.200.000 și se fac 8.608. La investiții, da? Da, da. De cât la sută la investiții? Acum e mai mult de la 5.648 împărțit la 100.442. Regula de cei simple. La suma care vă rămâne. Rambursări rate și dobânzi credite. 4.283.000 lei, reprezentând 3,06%. Fondul de rezervă, 1.400.000 lei, 1% din total buget. Alte cheltuieli, 1.081.000 lei, 0,77% din total buget. Se aprobă bugetul propriu al municipiului Călăraș, secțiunea funcționare, în suma de 172.000 lei. Da. Se aprobă suma de 22.785.000 lei în cadrul capitolului 51.02 autorități executive pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezentă. 51.02. Cine este pentru? Da, cine este pentru? Unanimitate? Se aprobă suma de 3.511.000 lei la capitolul 54.02, alte servicii publice generale, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezentă. Da. Cine este pentru, vă rog? Unanimitate? La 54. La 54. Deci la 54, domnul Andrei nu participă la vot. 55.02 acum. Se aprobă la capitolul 55.02 pentru plata dobânzilor referente împrumuturilor bancare, BCR și CEC. Cine este pentru? Cine? Unanimitate? Se aprobă la capitolul 61.02 Ordine Publică și Siguranța Națională pe subcapitolul, paragrafe, titlul, articole și aliniate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă la capitolul 65.02 Învățământ pe instituții de învățământ preuniversitar de stat și pe subcapitole, paragrafe, titlul, articole și aliniate. Domnul secretar, menționez că nu votăm acolo. Da, de un consiliu, da. Consiliu care, da? În funcție de unitatea de vot. Da. Da. Iar nu participă la vot deloc.
Deci domnul Stea nu participă la vot deloc, doamna Cruitor nu participă la vot la liceul Danubius, plus la liceul Nesteți Consiliul de Administrație. Ceilalți consilieri locali nu participă la vot în cazul unităților de învățământ care sunt în Consiliul de Administrație. Cine este pentru? 20. Plus. Acolo unde da. Da, se aprobă la capitolul 66.02, sănătate, pe subcapitole, paragrafe, titlurile, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă la capitolul 67.02, cultură, recreere și religie, pe subcapitole, paragrafe, titlurile, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă la capitolul 68.02, asigurări și asistență socială, pe subunități, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă la capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, proiecte. Cine este pentru? Cine este pentru? Unanimitate. Capitolul 74.02. Se aprobă la capitolul 74.02, protecția mediului, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. 74.02. Se aprobă la capitolul 84.02, transportul, pe subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, proiecte, așa cum se prezintă în anexa numărul 1 la prezent. Cine este pentru? Unanimitate. Eu sunt împotriv. Deci 20 pentru și un vot împotrivă la acest capitol. Da. Se aprobă Se aprobă programul investițiilor publice pe anul 2021 în suma totală de 30.296.000 lei. 32.496. Da. Finanțat altfel, din bugetul local, venituri proprii, suma de 6.408.000 lei, din excedentul bugetar al anului 2020, suma de 4.703.000 lei, diferența de 19.810.000 lei din împrumutul contractat la CEC Bank, așa cum se prezintă în anexa numărul 2. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă anexa 3, respectiv bugetul propriu al municipiului Călăraș, pe cele două secțiuni. Cine este pentru? Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă anexa numărul 4 la prezența hotărârii, respectiv veniturile bugetului propriu al municipiului Călăraș, în suma de 142.141.000 lei, precum și cele estimate pentru anii 2021-2023. Cine este pentru? Se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din veniturile proprii și subvenții de la bugetul local pe anul 2021, secțiunea funcționare pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, trimestre în suma de 3.202.000 lei, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, precum și estimările pe perioada anilor 2021-2023, așa cum sunt prezentate în anexa numărul 5, la prezenta hotărâre și sub anexele aferente. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă anexa numărul 6, respectiv bugetul creditelor interne, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, trimestre, în suma de 19.810.000 lei. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă programul achizițiilor publice al municipiului Călăraș pe anul 2021, anexa numărul 7, la prezenta hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Se aprobă numărul de persoane și de personal și fondul de salarii pe anul 2021 al UAT-ului municipiului Călăraș, conform anexei numărul 8, la prezenta hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Două hotărâri. Și eu mă abțiu. Deci 18 pentru... Două voturi împotrivă și o abținere, domnul Buze. Se aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călăraș și anexele aferente după ce a fost votat pe secțiuni, funcționare și dezvoltare. Trebuie pe capitole, subcapitole, titlurile, articole, alineate, trimestre și anexe pe anul 2021, precum și
estimările pentru anii 2022-2024. Și cu amendamentele aprobate. Și cu amendamentele aprobate. Cine este pentru? Deci ăsta e bugetul unanimitar. Bugetul a fost aprobat.